Elena Ionescu, prima reacție după ce a fost surprinsă cu Giorgos Satanasiadis. Cum au fost surprinși Giorgos Satanasiadis și Elena Ionescu? Bruneta declarații exclusive Elena Ionescu a preferat să fie cât se poate de discretă de fiecare dată când a venit vorba despre viața ei amoroasă, mai ales după divorțul de Dragoș Stanciu, o separare la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Elena Ionescu, prima reacție, după ce a fost surprinsă cu Giorgos Atanasiadis. Reporterii de la Spinus Ro, cel mai tare site de știri mondene din România, au contactat-o pe brunetă, după ce aceasta a fost surprinsă în compania artistului Giorgos Atanasiadis. Și de data aceasta, Elena Ionescu a preferat să rămână discretă și rezervată. 2. Elena Ionescu a mărturisit că nu este în cea mai bună perioada sa, având în vedere situația în care se află acum în legătură cu fosta ei relație, spunând că nu se poate pronunța în ceea ce privește presupusa relație cu Giorgo Satanasiadis. De asemenea, Elena Ionescu a dat cărțile pe față, spunând că relația despre care s-a vorbit că a fost în trecut nu a existat. Prefer să nu vorbesc momentan, pentru că e toată nebunia asta, în jurul situației actuale și cu fosta relație, așa că nu mă avantajează foarte tare treaba asta. Și atunci aș vrea totuși să rămână. Deja s-a speculat o fostă relație, care nu a fost așa cum s-a zis, așa că, pentru a elimina toate suspiciunile astea de început, am să vorbesc la momentul potrivit, a declarat, în exclusivitate, Elena Ionescu. Cum au fost surprinși Giorgo Satanasiadis și Elena Ionescu? Elena Ionescu povestea, la un moment dat, că a rămas în relații bune cu tatăl băiețelului ei, după divorț, amândoi având același scop, creșterea și educația copilului lor, însă nu a existat urmă de împăcare între cei doi. Paparazii de la Spainus Roy au surprins pe Giorgo Satanasiadis și pe Elena Ionescu la restaurant, luând prânzul împreună, la scurt timp după ce au coborât din camera de hotel. La un moment dat, artistul chiar a sărutat-o pe brunetă pe frunte.